Tehnicianul Marcel Center spune că Gazmetan trebuie să abordeze foarte serios partida de mâine. În opinia sa, cele două echipe au șanse egale de a se impune. Trebuie să luăm totul de la zero, trebuie să luăm totul de la meci la meci. Nu are nicio importanță faptul că Oradea a pierdut două meciuri sau că noi am câștigat două meciuri. La ora meciului totul va fi 50-50. Trebuie să abordăm foarte serios acest meci, în primul rând din punct de vedere defensiv, pentru că Oradea are o capacitate ofensivă ridicată și un joc colectiv foarte bun. Trebuie să jucăm foarte agresiv pentru a împiedica acest joc al lor și pentru a ne impune ritmul nostru sâmbătă. Are Gazmetan capacitatea de a menține ritmul în ultimele două partide și mâine? Sigur, este o întrebare la care vom vedea sâmbătă dacă vom răspunde afirmativ sau nu. Este destul de greu să joci în acest ritm, însă dacă toți jucătorii vor fi foarte eficienți într-un număr restrâns relativ de minute, atunci da, eu cred că vom avea această capacitate.